Un grup format din 5 copii se afla în zona parcului Trei Lacuri, în nordul municipiului Râmnicu-Vâlcea, iar unul dintre ei a vrut să se dea pe gheață, care s-a rupt sub picioarele lui. Un altul a vrut să-l salveze, dar a căzut și el. Hai, 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 hai! Hai! Ține-l, ține-l și pe ăla, ține-l! Hai, ține-l, bă! Ține-l. Gata, haideți că sunteți salvați, gata! Gata! Bravo! Bravo! Sus cu ei, sus cu ei! Așa! Trageți câte unul acum! Gata, câși! Doamne, ferește să vezi așa ceva și nu poți să faci nimic. Cei doi minori de 14, respectiv 16 ani, au fost scufundați în apă și se țineau de stratul de gheață până la sosirea echipajelor de salvare din cadrul ISU Vâlcea. Cu eforturi susținute, colegii noștri au reușit să ajungă la cei doi copii și să-i scoată din apa rece ca gheața înainte cu câteva secunde de a se scufunda. Copiii au fost aduși pe mal de salvatorii ISU și predați conștienți ambulanțelor aparținând serviciului de ambulanță județean, încadrate cu medic, sosite în sprijin. De la sosirea la locul intervenției până la predarea victimelor, personalul medical nu a trecut mai mult de 6 minute. Autoritățile declară că cei doi copii se află acum în afara oricărui pericol.